Ne-am reîntors, stimați telespectatori, și vedeți că facem un balet senzațional între spiritualitate și afaceri și artă și sport. Acum îl avem în platou unul dintre cei mai prominenți oameni de afaceri din România. Este vorba despre domnul Irinel Columbeanu, care îi mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua! Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mi-am propus o discuție cu dumneavoastră despre filozofia dumneavoastră de business și de viață, despre valori, despre felul în care vedeți dumneavoastră mediul de afaceri. L-ați văzut pe parcursul acestor ani după 1989. Cum percepeți mediul de afaceri acum? Da, nu știu în ce măsură sunt calificat să caracterizez modul de a face, de aceea nu o voi face, vă voi povesti cum îl văd eu. Vă rog, vă rog. Și întrebarea noastră s-a referit la cum văd modul de afaceri și cred că, dacă am înțeles bine, cum văd eu viața. Vă rog. Prea mare diferență între cele două entități eu nu cred că există, în sensul în care am impresia că atunci când încerci să faci afaceri, are mare importanță și cum îți desfășori, ca să zic așa, viața. Și cu această ocazie intru în niște gânduri destul de intime pe care le am, dar n-am nicio problemă să le împărtășesc cu dumneavoastră, care se referă la faptul și la întrebarea pe care cu toții ne punem, ce căutăm aici, pe acest pământ, acum, și care este misiunea noastră în viață. Lucru care, în general, nu cred că avem răspunsuri evidente, dar noi încercăm să le aflăm. Mai curând spre sfârșitul episodului curent pe care îl parcurgem fiecare al vieții. Din curent înțeleg că, virgulă, credeți într-o... Cred și într-o recurență, asta vreți să spuneți. Da. Am avut tot timpul această credință și probabil că îmi vine din trecut. Deci nu vreau să intru prea mult în aceste noțiuni pe care, sincer, nici nu știu în ce măsură am ajuns să le pricep. Dar am observat un fel de automatism, aș putea spune, al faptului că încerc să le aplic și probabil că urmez niște scheme deja parcurse pe parcursul, știu eu, unor alte episoade anterioare și sunt convins că vor urma și alte episoade mai târziu. De aceea, atitudinea pe care o am în viață, rectă, cum v-am spus și mai devreme și în business, este aceea de a nu mă crampona foarte mult de ceea ce pare evident, și de a fi așa un pic mai distant și un observator al lucrurilor care se întâmplă, încercând să interpretez cât mai bine consecințele acestei atitudini. Să ne întoarcem însă la întrebarea dumneavoastră. Cred că mediul de afaceri din România are în primul rând o mare calitate, respectiv faptul că punctul de start a fost dat la fel pentru toată lumea și la fel mă refer și în spațiu, dar și în timp, adică în același timp. Dar nu cu aceeași experiență. Unii fuseseră mai expuși la anumite modele occidentale sau la ce se întâmpla în afară, alții au luat-o chiar de la zero absolut. Toată lumea a luat-o de la un zero absolut. După care au intervenit experiențele, mă rog, relațiile, inspirația, foarte mult norocul, să nu uităm și rolul șansei pe care îl joacă, nu numai... Dumneavoastră ați avut o investiție senzațională, mi-amintesc în istorie, într-o companie de telecomunicații. Părea aproape neverosimil că un antreprenor român deține un procent 4% sau ceva ajuns, dacă mi-am amintesc corect, dintr-o companie importantă de telecomunicații. Da, ceea ce s-a întâmplat în domeniul telecomunicațiilor la noi a fost într-adevăr formidabil. Acest lucru se datorează și faptului că
punctul de plecare al telecomunicațiilor a fost foarte jos, deci panta de urcare era, urma să fie foarte abruptă. Însă, oricâte calcule și contemplări au avut loc la acel moment, au fost cu mult depășite de explozia care s-a petrecut în ultimii ani, când a avut loc convergența telecomunicațiilor cu IT-ul, cu internetul și acest lucru a generat un efect neașteptat chiar de către cei care la vremea aceea percepuseră aritmetica telecomunicațiilor și au vrut, printre care și eu, să fie prezenți în acest câmp mai devreme decât alții. Ne puteți povesti ceva care nu este confidențial din acea colaborare? Mie mi se pare senzațional că un român a putut să fie asociat într-o astfel de companie. Vă spun în mod onest. Dacă ne puteți povesti, a fost o chestiune de noroc, de șansă, de conjunctură? Prefer să fac această povestire într-o carte de memorii. Într-o carte de memorii, dacă spuneți dumneavoastră, concur la această idee. Mai greu este să găsesc mediul în care să nici nu știu dacă să folosesc cuvântul scriu sau să o tipăresc sau mă refer să o bat la calculator sau să o povestesc. Nu știu, nu m-am hotărât încă, dar este un proiect pe care îl urmăresc. Nu mă refer neapărat la mari dezvăluiri, ci la a povesti un mod de a trăi, printre care și acesta de a face afaceri, care, repet, sunt doar o consecință a atitudinii față de, cum place mie să spun, față de lume și viață. Eu am avut în istoria mea, mai pe la începuturi, o perioadă în care chiar am publicat cărți în colaborare cu anumite personalități, bazate pe interviuri cu dumnealor și cu interviuri cu alte persoane care le cunosc. De exemplu, am publicat un fel de biografie a Andrei Marin, ceva mai consistent cu domnul Cristian Țopescu, un om pe care l-am admirat foarte mult, o biografie a domnului Peter Imre, am lucrat la o biografie a Gabrielei Sabodar, care nu s-a publicat din motive independente de mine, am lucrat la o biografie a domnului Dan Voiculescu, proprietarul Tursului de Media Intact, care a apărut. Adică eu am lucrat la astfel de proiecte. Puteți pune acolo pe o listă de potențial colaboratori și pe subsemnat. Da, sigur. Dar să mergem mai departe în discuția noastră. Sunteți primul om din media care îi împărtășesc acest eventual proiect al meu. Spun eventual, fiindcă nu mă preocupă foarte mult. Dar totuși mi s-ar părea o experiență bună, în primul rând, pentru mine de a pune ordine în gânduri și a șterne aceste reflexii pe așa zisa hârtie. Ați făcut un pariu important în afaceri, atât cât cunosc eu din spațiul public, cu un material de construcție inovator care cumva vă poartă și numele Columbenită, într-un context în care părea că piața de real estate e în expansiune și un material inovator ar putea să fie o lovitură. De ce n-a funcționat? Că înțeleg din spațiul public că n-a funcționat acest pariu al dumneavoastră. Funcționarea lui este mai greu să fie caracterizată de spațiul public, ca să zic așa. Adică eu mă bazez doar pe ce am citit în presă, că n-am alte... Da, sigur. Nu știu dacă timpul ne permite de a intra în acest subiect și nu știu cât de mult interesează. Este o poveste de afaceri reală, domnule Columbenu. Aveți dreptate cu un cuvânt, cuvântul este. Nu a fost și cred că viața... Povestiți-ne puțin despre material. În ce este el diferit față de ce se folosește în construcții? Care este inovația dumneavoastră? Care este punctul forte a acestui material? Este un material care, în primul rând, ca să intrăm așa în realitatea care ne înconjoară din ce în ce mai mult, elimină poluarea cu dioxid de carbon, care este un...
să zic așa, apanaj al industriei. Deci un material eco-friendly, să spunem. Este eco-friendly și poate fi utilizat în orice regim de temperatură, spre deosebire de... Este un hidroliant, în primul rând, dar nu știu în ce măsură vreau să intru în acest subiect. Eu am crezut că discutăm despre lume și viață. Discutăm despre lume și viață. Este ultima întrebare. Este ultima, dar sunt foarte pregătit să, oricând este, este ultima întrebare pe care vă pun că nu vis-a-vis de acest subiect. Care ar fi fost aplicația lui? Era mai degrabă o chestiune de infrastructură sau de construcții? Și. Până la urmă, având timp să studiez, vreau să vă spun că mi-am dedicat destul de mulți ani acestui subiect. Am ajuns să văd și aplicațiile în eliminarea poluării mărilor cu, atunci când au loc accidente de poluare cu deversări de petrol sau... de exemplu. Deci în construcția de drumuri ultra-rapidă, totul fiind sub imperiul scurtării timpilor de punere a sa în operă. De ce nu a funcționat? Sunt multe explicații, ca să spun așa, găsite sau care urmează să fie găsite. Pe mine, sincer, nu mă preocupă prea mult acest subiect și sunt convins că toate lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Poate că a apărut prea devreme, poate că nu a fost înțeles, poate nu a fost pe deplin înțeles nici măcar de către mine și de către cei care m-au ajutat la vremea aceea să încercăm să-l aplicăm. Ați construit dumneavoastră ceva personal cu el? Nu da, știu. Sigur. Destul de multe implementări în realitate au avut loc, dar bazându-se pe acceptanța multor entități, atât oameni cât și firme de construcții, la a-l folosi, acest lucru nu a avut încă loc. Poate se va întâmpla acest lucru într-o bună zi. Apropo de legătura dintre viață și afaceri, sunteți un lup singuratic în afaceri sau căutați parteneri, asociați și dacă da, după ce criterii? Sau cum evaluați? În general sunt un lup singuratic și în afaceri. Iar căutarea asociaților nu este un fenomen pe care cineva îl întreprinde cu bună știință, cred. Dar atunci când se întâmplă, este bine să o faci și să recunoști în felul acesta contribuția pe care alții sau un sânge proaspăt poate să-l aducă în spirit constructiv. Cum de altfel și dumneavoastră, la un moment dat, știu că m-ați abordat. Da, v-am propus o colaborare. Ați evaluat-o, am apreciat foarte mult. Eu apreciez foarte mult programul dumneavoastră. Mulțumesc. Și îmi permit să fac o caracterizare a lui. Poate că a apărut un pic cam devreme. Adică acest gen de presă pe care îl faceți dumneavoastră nu este încă răspândit. Totuși, în ultimii ani, după cum ați putut singur constata, are loc o autorăspândire a acestui mod și faptul că acum ne urmăresc, nici nu știu să zic cât, m-am uitat mai devreme, erau câteva sute de persoane, poate câteva mii, lucrurile se pot schimba de la o oră la cealaltă. Bineînțeles că totul depinde de conținutul pe care îl construiți alături de invitații dumneavoastră. Însă formele clasice de presă, după mine, se vede destul de clar că nu mai pot funcționa decât eventual distorsionând realitatea și încercând să pară cât mai pe gustul celor care se uită la acest
la aceste produse de presă, această ghiceală făcându-se uneori într-un cerc vicios care poate duce la lucruri destul de aberante. În fine. Aș vrea să precizez, pentru că ați invocat o propunere de colaborare pe care v-am făcut-o, faptul că am remarcat și mi s-a părut... Deci am rămas cu o impresie foarte favorabilă despre seriozitatea cu care ați tratat acea propunere. Ați pus niște întrebări foarte tehnice, adică ați situat propunerea foarte profesional, foarte tehnic, când în final ați dat un răspuns negativ, dar eu am apreciat foarte mult maniera în care ați abordat... Mulțumesc frumos! Este un obicei pe care am tratând orice subiect care îmi apare în atenție. Și de asta am rămas cu o imagine foarte favorabilă. Meu, ceea ce nu am putut include în răspunsul meu a fost cuvântul încă. Nu am putut să o fac, fiindcă eram sigur că în timp, după cum vedeți, vă ajută și soarta, ca să zic așa. Adică faceți o emisiune care prinde foarte mulți oameni acasă. Nu știu în ce, cum v-ați vândut publicitatea, dar sper că ați făcut-o cât mai scump posibil. Schimbări de genul acesta nu au loc de la o zi la alta, dar probabil că într-o bună zi vor avea. Poate va apărea și o bursă a reclamelor care să fie, să funcționeze online. Și sunt convins că în timp proiectul dumneavoastră se va dezvolta, fiindcă reprezintă o altă abordare a modului de a face presă. Mult mai online, nu stați la cheremul, cred eu, aproape al nimănui, și faptul că eforturile dumneavoastră s-au canalizat în a influența comportamentul economic al acestui canal cu inițiative spirituale pe care am văzut că le aveți în paralel, pe undeva se întâlnesc în astfel de, să le zicem așa, coincidențe sau sincronicități, cum e, de exemplu, ceea ce se petrece acum. Dumneavoastră m-ați căutat și m-ați invitat aici când lumea nici nu vorbea încă de coronavirus. Este ceva menit a face anumite reglaje, sunt convins, și în sinea oamenilor, dar și în societate, în general. Iar faptul că dumneavoastră reușiți să fiți, tocmai neavând o foarte mare inerție, să fiți online cu acest subiect, nu are cum decât să fie benefic intereselor economice ale canalului, care însă sunt dublate în cazul dumneavoastră și de anumite cointeresări spirituale pe care le aveți alături de cei care vă urmează în această mișcare, care sunt convins că este mondială, aceea de a ridica nivelul spiritual, nu a-l ridica de la distanță, ci de a avea loc autoridicarea sa. A fi parte din... Al fiecăruia dintre noi. Ați avut la un moment dat un reality show al dumneavoastră. Cum a fost experiența aceea de televiziune? Ce să vă spun? Nu a fost numai al meu, sau nu a fost aproape deloc al meu. A fost al fostei mele soții. Încerc să nu intru în subiecte care ar putea să fie delicate, adică îmi formulez întrebările în această perspectivă. Și eu încerc la fel în răspunsurile mele. Dar să nu fim prea pudibonzi cu acest gen de subiecte. M-ați întrebat cum a fost această experiență. Până la urmă a fost o experiență foarte chinuitoare prin efectele pe care le-a avut și m-am expus singur, ca de altfel și multe persoane din jurul meu, unei atenții nemeritate și care a putut da naștere la comentarii care altfel nu le-aș fi auzit și nici nu m-ar fi interesat. Credeți că v-a dăunat în afacere atenția aceasta? Dacă mi-a dăunat în afacere, da, cu siguranță. Pentru că se spune că publicitatea, în teorie, ajută în orice, dar experiența noastră a fost negativă cu această supra-mediatizare.
Da, mai ales că nu mi-a adus nimic concret, ca să spun așa, în afaceri. Și datorită faptului că la acea vreme și încă și acum mulți oameni se feresc de a face afaceri în lumina sau sub lumina reflectoarelor. Nu mă refer numai la modul de a face afaceri, dar chiar și de a fi prezenți într-o afacere. Este ceva care trebuie să fie așa mai neluminat de către reflectoare și îi înțeleg foarte bine. Să stăm sub bine. Radar, cam asta e așa o atmosferă. Mi-aduc aminte, dacă îmi permiteți, o discuție pe care am avut-o cu un om de afaceri din top Forbes, din paginile din față, să spunem, adică, nu știu, prima sută, primii 50. Și îmi spunea, era o discuție de acum mulți ani de zile, și îmi spunea că a venit înainte de mine un reporter de la una dintre cele două publicații economice care fac topul, nu o să-i dau numele ca să nu zică că am ceva cu nu e nicio problemă să vorbim în apropourile. Și, i-a plătit o sumă de bani reporterului respectiv. Ca să nu scrie nimic. Da, eram sigur. Eu n-am făcut acest lucru nici într-un sens, nici în celălalt. Am lăsat lucrurile să petreacă de la sine. Sincer, m-a amuzat un pic modul de calcul pe care l-am intuit eu că se făcea la acea vreme. Avea vreo legătură cu realitatea ce citeați despre dumneavoastră în reviste? Nu, nu. Legătura cu realitatea a fost tot timpul destul de redusă și asta nu numai în ceea ce privește aceste evaluări, ci în ceea ce privește multe alte aspecte. Dar am o curiozitate, pentru că chiar n-am întrebat pe nimeni până acum și noastră sunteți un potențial subiect. V-a sunat cineva să vă întrebe, adică să vă ceară și dumneavoastră un punct de vedere, sau fac ei niște calcule și le publică? Nu, nu, nu. Lucrul acesta este de obicei făcut de către cei care fac presă și sunt și prudenți în același timp. Da, am fost întrebat, dar am preferat să nu comentez. Și asta s-a să-și facă propriile... Până la urmă, media este o industrie care trebuie să aibă un rezultat pozitiv financiar și lucrul care, sincer, m-a deranjat cel mai mult în toți acești mulți ani de zile în care am fost în atenția presei a fost faptul că efectiv orice subiect se scria sau se inventa despre mine constituia doar și spun așa, doar un pretext pentru a broda în jurul lui, a lipi niște reclame care să fie vizualizate de către cei care se uită, adică sunt interesați de mine, ca să spun așa, și tangențial dau și peste aceste reclame. Adică ați fost transformat într-o marfă. Asta v-a deranjat, din acest punct de vedere. Da, bine. Cu toții suntem o marfă până la urmă. Dar atunci când se pune reflectorul pe cineva, devine și mai mult o marfă. Lucru care merge exponențial, cum se spune și despre această boală. Dumneavoastră, de exemplu, puteți, dar nu vreau să mă amestec în lucrurile pe care le faceți aici cu canalul dumneavoastră, dar poate ar mai fi fost un record de bătut. Nu știu dacă ar fi fost și recunoscut o emisiune care să nu aibă deloc reclame. M-am gândit acest lucru, am observat. Să știți că la noi emisiunile nu sunt întrerupte de reclame. Reclamele da, sunt între observat, emisiuni. Am observat, dar în timp ce făceam duș înainte de a veni la dumneavoastră, m-am gândit, Irinel, dar ce să pui în locul reclamelor ca o instituție de media să funcționeze? Sincer, n-am găsit încă un răspuns. Bine, răspunsul pot fi abonamentele, dar am văzut cu toții cum funcționează și cum noi nu am funcționează. Încercat și acest model. Avem pe YouTube posibilitatea ca telespectatorii să se aboneze pe YouTube, nu doar ca subscriber, ci ca membri, având acces la un conținut dedicat lor, cum este pe Netflix. Dar nu avem mulți membri la acest moment. Nu aveți mulți încă. Încă, da. Deci există și acest model în teorie.
nici nu ne-am dedicat lui, adică n-avem nici pentru noi momentul să-i dăm, da, fiindcă, vedeți, e doar ca test. Tolerarea acestei situații de către cei care, nu de către victime, vreau să spun, ci tolerarea de către cei care întreprind aceste acțiuni. Poate duce și duce de multe ori la denaturarea subiectului relatat, în sensul de a-l îndoi un pic către ceea ce se intuiește a fi preferințele auditoriului, și, dar îndoirea tot îndoire rămâne. Adică de aici până la mistificare, la fake news, la multe alte fenomene aberante, nu mai e decât un pas sau câteodată o jumătate sau un sfert de pas. Sau e făcut cu curaj înainte. Ați vrut la un moment dat să vă implicați în administrarea Bucureștiului, dacă mi-aduc aminte, încercând o candidatură la Primăria Capitalei. Da, e adevărat. Ce ne puteți povesti din acel context, din acea inițiativă? Ce să vă spun? Ați reluat-o? Că urmează alegeri acum peste câteva. Acum că m-am uitat mai bine la acest fenomen și cred că intuiesc mai bine cum se desfășoară și ce concesii trebuie să faci pentru a avea acces la să ai, cum ați spus dumneavoastră mai devreme, e adevărat că dumneavoastră spuneați de afaceri. Eu spun, vorbesc acum despre un subiect care nu are nicio legătură cu afacerile sau nu ar trebui să ai. De a avea asociați care să te ajute să ajungi acolo, mi-am dat seama că am făcut-o și dintr-o oareșcare naivitate. Adică e greu să ajungi într-o asemenea poziție fără a păstrându-ți totuși coloana vertebrală, dar aici nu e vorba numai de coloana vertebrală, ci de a tolera anumite aspecte care la început te ajută să sari un gard, care de altfel este destul de înalt, pentru ca după aceea să vină un decont și nu după încheierea mandatului, ci mai ales în timpul desfășurării sale. Nu spun că nu sunt și excepții. Toți cei care candidează, probabil că se consideră a fi excepții. Dar realitatea, cel puțin în cazurile pe care spun la plural, fiindcă am avut două candidaturi. Îmi cer scuze, știu doar una, mi-a scăpat a doua, dacă vreți. Nu e nicio problemă. A doua a fost făcută și mai în pripă și poate și un pic mai puțin organizat. Rezultatul poate fi privit acum. Prima a fost în 2012 și a doua în 2016. Uitându-ne în urmă, mă rog, și la cine a pierdut și la cine a câștigat, eu zic că ține de fiecare, fiecare viitor în curând votant să tragă concluziile. În ceea ce mă privește, nu știu, nu m-am gândit în mod serios la această posibilitate, mă refer la o a treia candidatură, dar nu știu, lucrurile se pot schimba atât de repede, după cum vedem, încât orice este imaginabil. Întorcându-ne la punctul de plecare al discuției noastre și la viziunea dumneavoastră despre lume și viață, a spus că vă formulați niște întrebări referitoare la cine sunteți, la misiunea dumneavoastră în viață. Aveți un răspuns, ați ajuns la o idee despre misiunea dumneavoastră? Da, și cred că este aceeași concluzie la care fiecare din noi ajungem atunci când episodul curent se încheie, respectiv atașarea prea mult de anumite valori materiale pe care să eventual să le și acumulezi, mi se pare o pierdere de timp și de resurse și ceva care nu ține de
o etică corectă a unei persoane, cu atât mai puțin a unui suflet. De aceea, anumite primeniri care să aibă loc chiar în viața curentă, mi se par de, nu numai de neocolit, dar chiar și sunt binevenite. Și ceea ce se întâmplă acum, pentru mine nu este prima mare criză, ca să spun așa, care mi se întâmplă în viață. Una din ele a fost, de exemplu, la Revoluție, ceea ce am discutat și mai devreme. Au mai fost și altele. Iar când reușești să te auto-observi și să te rupi un pic de aceste preocupări materiale de la oră la oră, eu zic că este un pas înainte în sensul ridicării nivelului spiritual și al aprecierii unor alte valori care mai târziu le vei cunoaște într-o stare mai puțin materială. Totuși banii, și nu ați avut o situație prosperă, poate aveți, nu știu care este situația de moment, nu vreau să pun vreo întrebare nepotrivită, dar potrivit presei a fost cotat ca unul dintre oamenii foarte prosperi. Banii nu reprezintă și o punte de acces către niște experiențe de dezvoltare personală, de acces la niște lucruri la care poate oamenii obișnuiți nu au. Ba da, dar nu numai banii, ci banii constituie punctul de plecare și libertatea pe care ți-o dau banii este importantă. Aprecierea lor are loc cel mai pregnant atunci când măsori multitudinea lor sau puținătatea lor și într-un caz și în celălalt au loc reflecții interioare ale tale care reușesc să le elimine însă și importanța. Deci, de aceea, probabil, adică se și spune că banii nu sunt un scop în sine, ci o modalitate de a merge înainte. Către ce? Fiecare rămâne să constate. Și considerați că i-ați folosit bine din perspectiva aceasta despre care vorbim? Nu cred că sunt în măsură să emit astfel de judecăți. Probabil că pentru acel moment i-am folosit bine. Urmează să mai fac încercări în acest sens. Cât de mult se suprapune peste identitatea unei persoane, din perspectiva cercului de apropiați, faptul că are o situație financiară prosperă? Adică ajungi să fii aproape identificat cu ideea că ai bani, reușește și altceva să iasă din... Să mai aibă loc pe lângă bani? Da, eu zic că da. Adică n-ați avut dileme dacă o relație de prietenie este prietenie sau este interes? Nici nu mi-am pus astfel de întrebări niciodată. Sau dacă le-am pus, am păstrat pentru mine respectivele concluzii și în niciun caz nu le-am comunicat în jurul meu. Banii sunt mult prea mici față de valoarea pe care o are sufletul unui om. Și lucrul ăsta se constată ori pe loc, ori mai târziu. Până la urmă, înțelepciunea vine cu timpul. Mult mai valoroasă mi se pare posibilitatea pe care ți-o oferă faptul de a avea bani, de a putea să faci ceva pentru semenii tăi, sau să ajungi să influențezi pe alții să contribuie la această colaborare în a micșora greutățile semenilor respectivei persoane. V-ați implicat în acte caritabile? Să înțeleg indirect din această... Da, și intenționez să o fac din ce în ce mai mult.
În politică, dacă ați fi reușit să obțineți un mandat, ce doreați să faceți cu acel mandat? Vom afla dacă va fi cazul. Astfel de prejudecăți, nu, adică când spun prejudecăți, mă refer la cuvântul prejudecăți. Deci, cred că atunci când o persoană dorește să acceadă la o asemenea poziție, nu trebuie să aibă o agendă pe care să o țină ascunsă și eventual să o desfășoare. Eu vorbesc acum cum am făcut eu. Să o desfășoare după aceea, după ce a reușit să sară acest gard, să intre în această curte, ci trebuie să fii tot timpul coerent cu tine însuți. Iar a anunța ceea ce intenționez să faci, eu unul l-am făcut la timpul respectiv. Acum mi se pare un pic cam târziu să o fac. Este ceva ce regretați? Nu. Dacă ați putea să vă întoarceți în timp, cu experiența pe care o aveți acum, cu experiența de viață, ce ați face diferit? Nu știu, aș încerca să găsesc o modalitate de a te întoarce în timp. A fost la un moment dat un serial TV, ca să spun așa, care se cheamă Flash Forward, în care oamenii aveau posibilitatea să vadă la momentul respectiv ceea ce urmează să li se întâmple, să zic, peste un an, peste doi, peste zece. Nu știu de ce a fost întrerupt, dar această calitate a premoniției este ceva care ne lipsește, dar cred că cu bună știință. Dacă aș putea face ceva în acest sens de a dezvolta astfel de capacități, aș face-o, cu toate că sunt convins că ceea ce câștigi pe o parte, pierzi pe cealaltă și câteodată nici nu știi pe care. Deci nu regret nimic, ca să reiau un pic din ultimele noastre întrebări, din ceea ce s-a întâmplat, iar sper ca viața să-mi dea timp să mai am încă multe alte experiențe la fel de pline de adrenalină. Credeți că actuala criză de sănătate care duce în impact social, economic, va fi mai mare sau mai mică decât cea din 2009? Cu siguranță va fi mai mare. La ce să ne așteptăm din perspectiva dumneavoastră? Sincer, nu cunosc foarte bine pe cea din 2009, dar ceea ce văd că se întâmplă este un test la care suntem supuși în același timp și fiecare dintre noi și noi toți ca și un organism social. Când spuneți chiar test, vă referiți la o chestiune providențială sau la o chestiune engineered, cum se spune în engleză? Cred că este providențială, a cărei aplicare poate fi făcută prin astfel de inginerii, nu știu cum să le spun, medicale, sociale, financiare. Adică nu excludeți o intervenție voită sau un factor de creare și artificială a acestei situații. Nu excludeți, nu considerați exclusiv factorul natural. Puteți să luați în considerare? Nu, nu cred că niciun om, nu are capacitatea de a se substitui lui Dumnezeu. Dacă unii oameni au fost acum influențați să aibă astfel de intervenții pentru a ajuta la un anumit plan divin, asta este altceva. Și sunt folosiți ca instrumente de manifestare, indiferent cum le percepem noi ca oameni. Da. Aș fi curios să...
știu ce părere aveți dumneavoastră din acest, de același punct de vedere. Mă scuzați că profit de această ocazie de a vă aborda în mod direct cu astfel de întrebare. În linie, exact în linie cu dumneavoastră, doar că eu sunt ceva mai elaborat pe partea execuțională, dar sunt lucruri pe care nu le pot spune în spațiu public. Mm-hmm. Adică vreau să mai și plec de la studio, de preferință pe picioare. Da, da, da. Să spunem că am niște suspiciuni că lucrurile sunt mai complexe decât par. Dar n-am dovezi și chiar și dacă le-aș avea, nu cred că sunt de natură de a fi făcute publice, dar chiar nu le-am. Am doar niște abilități care îmi permit să accesez niște informații și cu aceste abilități, unele dintre informațiile accesate de mine au fost foarte corecte. De exemplu, am fost capabil să public pe contul meu de Facebook rezultatul alegerilor prezidențiale turul 2 cu vreo săptămână sau 10 zile înainte cu o eroare de 0,2%. Mm-hmm. Nu 2%, 0,2%. Așa ceva poate fi văzut ca o coincidență, dar eu nu public 1000 de lucruri și iese una. Eu am publicat-o doar pe și a ieșit. Adică public rar lucruri, în general ce public au ieșit, dar trebuie să recunosc că în particular, lucruri pe care nu le-am publicat, dar le-am cercetat eu pentru mine, au mai fost situații în care m-am înșelat. Adică n-am un randament de 100% la aceste lucruri și atunci am un soi de rezervă în orice percep că există și posibilitatea să mă înșel, să nu am accesul potrivit la informații, să nu fiu în starea corespunzătoare pentru a accesa informațiile respective, să nu le merit și atunci să nu am accesul potrivit să primesc un răspuns distorsionat. Deci e o perspectivă mai complexă, dar mi-am făcut propriul research. Dar totuși, chiar în izolarea aceasta pe care o trăiți aici în studiou de 30 de ore, de 31 de ore din câte am văzut eu până acum, probabil că ați sesizat liniștea care plutește așa asupra orașului nostru. Și totuși nu se întâmplă nimic rău. Adică mă mir că această liniște nu exista și înainte. Eu cel puțin sunt fascinat de acest lucru. Apropo de alegeri, vorbeam cu cineva acum un număr de ore, sunt curios când o să înceapă primii primari actualmente în funcție, fiindcă acest lucru ar explica o asemenea inițiativă, nu îndrăznesc să mă pronunț dacă ar fi bună sau rea, de a închide accesul în urbea lor oricărui om este străin de respectiva unitate administrativă. Tot aud aceste zvonuri, dar până acum au fost infirmate. Nu vreau să contribui la ele. Eu sper că aceste hotărâri să fie luate rațional. În mod rațional, da, și nu în mod oportunistic, pentru faptul că acum se apropie alegerile și hai să încercăm să culegem voturi arătând cât de interesați suntem noi de a păzi sănătatea, arătând într-un mod, mă rog, în acest mod. Nu vreau eu să-l caracterizez. Adică sunt măsuri care consider că sunt de bun simț, eu ca cetățean, că s-au interzis manifestările. Și sunt de luat în primul rând manifestările noi, cu mulți oameni și așa mai departe. Dar dincolo de asta să închizi orașe, mi se pare o măsură irațională. Perspectiva mea de cetățean în cazul ăsta. Exact. În China folosesc chestia asta, spun colegii mei, dar în China n-aveau 50 de persoane bolnave, multe asimptomatice și fără niciun mort. Și de la asta se închizi orașe. Bine, nu mai știu care e numărul, că eu fiind aici în direct, dar imaginez că nu a ajuns la mii sau zeci de mii de persoane în România într-o situație. Să sperăm că totuși aleșii noștri au rațiune, au discernământ și să gândesc un pic și la interesul cetățenilor, a antreprenorilor,
nu doar interesul politic, să aibă scuza că au luat toate măsurile cu putință și dacă se întâmplă ceva, ei să fie exonerați din oficiu, că au luat maximul de măsuri. Și noi să stăm cu micile noastre afaceri, nu știu, adică sunt industrii care sunt într-o situație dramatică. Multe, da. Hoteluri, restaurante, turism, multe domenii care sunt, evenimente mari care s-au anulat. Sunt situații dramatice, oameni care își pierd afacerile, oameni care intră în șomaj și așa mai departe. Da, iar în loc să stea la muncă, stau în fața televizorului, lucru care, uite, favorizează alte industrii, ca de exemplu media. Aceste basculări între un mod de a-și petrece timpul și altele pot constitui bazele unor alte business-uri. Lumea e foarte complicată și interconectată. Nu știu în ce măsură comportamentul nostru poate fi prezis și folosit. Dacă e să ne punem problema unei anumite previzibilități a evenimentelor. Cel puțin în domeniul internetului există acești algoritmi de social media. Știm cazul Brexit, Cambridge Analytica, se folosesc, cel puțin într-un domeniu mai concret, anticipări sau folosiri ale comportamentului uman spre a conduce către niște decizii. Dar vom vedea cine va rezerva viitorul. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule Columbeanu, pentru că ați dat curs invitației noastre, ați făcut parte din această inițiativă de televiziune. Să sperăm că vom și reuși să ne atingem obiectivul respectiv, să fie cel mai lung talk show din lume, dar vom ști asta peste ceva timp. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit, cu atât mai mult în acest context, și sper să vă revedem și cu alte ocazii în platoul de Canal 33. Eu vă urez mult succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Revenim cu următorii mei invitații după doar 2 minute.